Paco, nu fac ceva dulce, fac ceva sărat. Îmi place să mă joc, îmi plac probele astea individuale, că pot să mă joc singură. Fac niște șuri. Aha. Și le umplu cu o cremă sărată. Două elemente în farfurie. Unul dulce și unul sărat. De ce să fac grătar dacă nu mă pricep foarte bine? Fac ceva ce mă caracterizează pe mine. Nu știu ce te dracu m-am băgat să fac eu sosul ăsta, că trebuie să stai să toci totul mic. Voi face un ribeye cu un piure de pastrnac, un chimichurri. Zici că fac tartar. Chimichurri e un salsa argentinian. E compus numai din ierburi aromate, pătrunjel, oregano, dă și taie. Între timp aveam pe foc pastrnacul. Am făcut un piure și practic am vrut să fac o farfurie să fie mai colorată. Cât mai mult usturoi. Arată faină. Și acum ce facem mai ce? Departe? Vorbeam cu mine. Mă uitam la Brigitte, nu înțelegeam ce făcea. Faci de la? Am încercat să fac un burger din chifteluțe. Pseudo-burger. De fapt, nu am zis că fac niște chiftele. După aia, dar cum arată chiftelele alea? Și am început doar să le fac. Le pun acolo pe farfurie. Habar n-am. Și vine Gina la mine, ce faci aici? Și sunt ceva de genul, habar nu am. Nu știu cum o să arate încă, habar nu am. Văd, nici nu știu dacă apar toate pe farfurie, dar... Sunt de busolată. Și aici s-a terminat cu toată inspirația. Și sunt și supărată pe mine că m-am lăsat așa afectată. Păi, să știi că e minunat să lucrezi cu Brigitte la bancă. E tăcută. Doar pe supraviețuire sunt în momentul de față. Oare să le dau, să le marinez? Cu ce e marinatul ăsta? Eu n-am făcut coaste până acum, adică eu mă uitam la ele și eram, te mai fac eu un sos, o tai, o bag la cuptor, de asta, să te borșești acolo cu bere, mănânci cu mâna. Numai să fie bună asta, să mă salveze sosul ăsta. Am dat cu pensula, cu miere, cu ce-am mai făcut pe acolo, cu chili, gen sweet and spicy, chestii. Acum și mai mult nu vreau să plec, că s-a supărat și șef. Da. Și... îmi doresc să trecem toți ca să-i dovedim asta, știi că... Le-am tăiat să fie împărțite și le-am pus la cuptor, să iasă acolo lipicioase, zemoase, naiba știe. Am luat tortilia, am luat pulpă de pui, peste puțin mai grasă, pentru că vreau foarte multă grăsime în farfurie. Bacon, le-am amestecat, nici lucrul ăsta nu prea este ok să amesteci puiul cu porc într-o quesadilla. Și am început să iau conserve. Porumb, fasole... Am pus niște ardei ca să aibă și un pic de culoare. Și condimente, curry, curcuma, usturoi, să devină un fel de plăcintă și urma cu de toată. Barna, nu știu. Oricum, nu aveam nicio legătură cu chestia. Doar să meargă la bere, atât. Este ok să mă autosabotez pentru că am ajuns în punctul în care simt că nu pot să ajut acolo. Sau a reușit să mă facă să simt lucrul ăsta. Nu cred că sunt cel mai slab din competiție ca să merit toate discuțiile de genul sau nu cred că sunt atât de slab încât să mă judece în halul ăsta, ca să zic așa. Nu, a reușit să-mi ducă moralul la pământ, înseamnă că nu suntem compatibili, nu avem chimie între noi. V-au mai rămas 30 de minute. Ce faci, mă, faci pește? Fish and chips. Fish and chips, direct. Îmi aleg peștele, scot fileul din el. Aaaa, câteva seară ăsta. Întâmpi niște probleme în momentul în care dau de foarte multe oase, așa că trebuie să-l porționez astfel încât să nu aibă niciun fel de os. Cred că o să-mi bat un pic joc de peștele ăsta, dar, părere de rău, trebuie să-mi salvez. Mamă, vreau și eu operă. Hai, mă rog. Am nevoie de o bere pentru a face beer batter-ul. Beer batter se face prin puțin amidon, făină, sare, piper și bere. Atât. Super simplu. Nice. Mai dau sare? Parcă mai merge puțin săricică, da. Se amestecă cu sare, piper, zeamă de lămâie și se lasă deoparte până în momentul în care trebuie servit. Tu cum ești, Nosfer? Aici, bine. Ești bine? Da, da. Nosfer își făcuse carnea tocată în tigaie. Mă simt bazator de paratul ăsta, știi ce zic? Confort, da? Confort, da, da, da. Allora, il mio piatto si chiama... Dish-ul meu se numește penne alla vodka. Sunt paste cu sos de roșii și cârnați sau carne tocată, fărămițată așa, ceapă tăiată foarte mare. Pune puțin ulei în asta.
în apa de pastă. Nu pun ulei în apa de pastă. Cum, tu nu fierbi pastele cu ulei? Asta e că tu ai stat în Italia, ești bine. Nu, da. Eu în Italia am mâncat pastă și am băut bere Peroni de 1000 de ori, efectiv. Deci n-ai cum să zici că nu merg. Cel puțin în Italia, știi? E berea Peroni și m-am legat de ea. Am făcut un flambe cu vodka, că de asta se spune penne la vodka. Pune bunul ăsta, ce face aici? Măi, nu se... Puteam să fac o cărniță, o costiță cu niște cartofi. No way. Merg pe ce știu eu, nu dau greș niciodată cu ele. Și știu gustul, știu ce vreau. Și ce merge lângă un pahar de bere rece? Pe ceva picant, ceva cu cartofi. Și mai ce? Un cartof cu niște pui, nu? Da, pui asta picant, cu un cartof. Și niște legume amestecate. Pentru mine era foarte saturat în capul, era foarte greu. Că atât am fost la eliminatoria că m-am saturat. Ce faci? Bună, Gina. Bună. Aripioare în pane cu un sos picant. Și cum și ești dacă că te simți așa timp, un pic... Da, mai pentru ai că 26 de minute, de ce? Că l-am dezamăgit pe șef Scărlătescu și îmi pare rău. În ochii mei îl văd pe șef Scărlătescu și eu când îl văd, mă ia tot golul, tot alea, dar trebuie să trec mai departe. Păi atunci vezi ce faci ca să te întorci înapoi în echipă, da? Da. Respect tema, să fie ce trebuie și să intru în bucătărie. Asta mă interesează pe mine. Trebuie să rămânem întregi ca să-i dovedim lui șef că totuși lucrăm... Împreună, aici. Că putem și împreună, da. Tobi, ce zici, da. Tobi? Bă, mi-e frică de carnații ăștia, știi? Păi? Când mi s-a zis tema, am gândit numai la cărnați și la mici. Aripioare erau bune. Chiftele, hamburgeri. Și acolo, puțin bloc. Dar vezi că mai puțin. 2 minute am stat, am gândit ce fac. Și am deschis frigiderul, am văzut niște cărnați piperată, deja făcută, deja pregătită, am zis... Ești atât de nebun să faci asta și am zis da. Dar vrei să faci tu cărnați? Da. Da? Da. Bine, nu era la mine să faci niște aripioare sau altceva, niște... Da, am zis să merg la sigur. Da? Am luat cărnați, am urcat-o în tigaia cu unt ca să scoate gustul. Am făcut niște cartofi prăjiți, am pus mosare și brânză de feta peste și ardei iuț în cuptor. Simplu și la sigur. Scuze! Deci sunt pur și simplu blank pe plating în momentul de față. Arată prea trist. Cum îi montăm? Și am început să pun acolo căpucelul într-o parte și o să stea burgerii mei așa în picioare. Uai, nu-mi încape ăla pe el. Ce fac? Nu cred așa ceva. Mamă, deci nu știu cum stai ridichea asta, gen. Tobi? Da. Ai 2 minute. Ai gata. 2 minute! Mamă, să-mi bag fixul. No, super. 60 de secunde. Cred că gata. Can I need the salad? Uite aici, uite aici, uite aici, uite aici. Asta să pun. 40. Nu mai ai timp de formă. Ce vrei să pui pe ea? Salad. Mai ai 30 de secunde. 30 de secunde. 20. 10. 9. 10. 9. 8. 8 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Salut!